M-am născut în satul Ciutelec în anul 1928 și mă numesc Rus Vasile. Am fost și legat de mâini și de picioare și pus pe o bâtă, pe o cracă de asta și atunci a fost lovit cu sac de nisip și pe spate și la părțile mai sensibile, la testicole, cu sacul acela de nisip și cu ăla de cauciuc. Sovieticii au venit în țara noastră, însă nu au venit ca aliați, ci mai mult au venit ca contropitori. Au venit în satul nostru, mă amintesc, au căutat toate cășile unde sunt femei, ca să le violeze, să-și bate joc de el, începând de la 10-15 ani până la 70-80 de ani. Mă amintesc pentru că la o femeie din vecini nu a trecut mai mult decât 7 inși sovietici au maltratat, au violat odată, o singură, unul după altul. Și atunci, văzând treaba asta, eu am făcut din grajd, mi-am făcut un bunker unde era băgat gunoiul și acolo mi-am băgat-o pe maică mea, pe soacră mea și pe vecina. În caz că vin rușii să nu o găsească și într-adevăr au venit de vreo câteva ori, că treaba asta a durat aproape o lună de zile cât a trecut prin satul nostru. Și așa le-am ocrotit, cum s-ar zice. Ei, și de atunci eu pot să zic că am prins o ură deosebită față de acest neam sovietic sau rus sau ucrainean, nu știu, mai știu că pe vremea aceea era o țară mare condusă de marele criminal Stalin. Ei, atunci am început să am o ură, cu toate că nu am avut nici o palmă de pământ, nimic, am început să simpatizez Partidul Național Țărănesc. Prin aceasta, în alegerile din 46, am câteva străzi din Marghita le-am pictat cu ochiul, votați ochiul. Nu aveam atunci obiecte respective decât o găleată și bidinea și var. Cu asta, aceasta am făcut-o în acest timp. L-am întâlnit pe seniorul Coposu. Și ce ați vorbit cu domnul Coposu la acea dată? Eu n-am vorbit cu dânsul decât l-am văzut. Cum arăta? Tânăr, voinic, solid. Bine arăta, un bărbat deosebit. Și atunci oamenii lui mi-au dat 3 pachete înfășurate, sururi, nu mari, mici, pe care trebuia să le duc la Șibleu, la Margheta și Oradea. Nistor Bădiceanu a venit la mine și m-a întrebat, că noi eram colegi la gimnaziul Margheta, ne cunoșteam foarte bine. Și m-a întrebat dacă aș fi de acord că să facem o organizație independentă. Și atunci s-a născut Organizația România Independentă împotriva bolșevismului și pentru aducerea regelui Mihai în țară. Mai ce an? 48. În anul 48. Luna mai 28 sau 29, nu știu. Unde v-ați întâlnit cu domnul Bădiceanu? Bădiceanu știa că eu sunt la liceul industrial și liceul industrial era acolo unde e liceul de muzică sau ce e acolo. Acum, vis-a-vis de Parcul Petufi. Ei, acolo în Parcul Petufi m-am întâlnit cu Bădiceanu. Deci au venit la școală, la liceu înăuntru, m-au chemat și am ieșit afară în Parcul Petufi în timpul pauzei. Și acolo mi-a dat mi-a dat adeziunile, adeverințe și plus scopul nostru, deci statutul organizației. L-am citit, mi l-a lăsat
deci, prin care la fel am organizat din liceu încă 5-7 elevi, la care le-am arătat statutul, le-am dat adeverințele, o semnat adeverințele și mi le-o dat înapoi. După ce a venit Bădiceanu la mine, i-am dat adeverințele, statutul și cu asta am terminat. Nu m-am întâlnit mai mult cu Bădiceanu în perioada aceasta. Ca în 28 mai să fiu arestat. A venit poliția, securiștii la mine în clasă, eu eram, banca mea era chiar vis-a-vis de ușa de intrare, cu secretarul liceului și Tiurus Vasile. Zic, da, eu sunt. Veniți cu noi. Și atunci am fost arestat complet. Cine a mai fost arestat cu dumneavoastră din clasă? Sau În ziua aceea nimeni. Eu singur am fost. Și unde ați fost dus? Am fost dus la securitatea care a apărut pe vremea aceea pe Republicii. Deci din parcul Petrofi e o străduță mică care duce chiar în strada Republicii, pe stânga e o farmacie și în dreapta e clădirea fostei securități. Când ați intrat pe poartă, ce s-a întâmplat? Când am intrat pe poartă, cei doi mă francau înainte și în față era o gheretă unde era un polițist. Și ăla a ieșit afară, m-a luat cureaua și returile și ăia la doi m-au condus din clădire într-o curte și am intrat în altă curte mai mică, fără etaj, unde era celularele și am fost băgat în celulă. Că știu că era întuneric, nu avea bec, pereții. Cum era celula? Celula, pereții erau încă umezi, pentru că atunci au fost construite înainte cu, ce știu, câteva luni, probabil, încă nu era uscați pereții. Nu avea aerisire decât ușa care avea o ușiță mică prin care se dădea mâncarea și se uita polițistul dacă mai trăiesc sau nu. Nu era pat în celula aia, nici vorba. Și unde ați dormit? Pe jos, pe ciment. Ciment era jos, ciment era în dreapta, ciment era stânca, doar ușa nu era cimentată. Am fost anchetat numai de persoane, ce să zic eu, nu vreau să fac ură de rasă sau să condamn un etnic sau ceva. Și să numeau Rosenberg, Stern, Retegan, dar Retegan și-a schimbat numele, că numele adevărat, Elekes. Și cum se comportau cu dumneavoastră? De exemplu, la ce torturi ați fost supus? Cum ați fost bătut? Păi ăștia, anchetatorii, nu ne băteau. Ei ne puneau întrebări. Însă aveau 3-4 adiutanți pe lângă ei și numai le făcea semn. Și atunci intram în bătaie, în jurul lor. Și cum vă băteau? De multe ori ne dădea cu... Aveau ăla de cauciuc, bastonul ăla de cauciuc, cola ne loveau, dacă cădeam jos atunci dădeau cu picioarele noi. Și eu odată am fost și legat de mâini și de picioare și pus pe o bâtă, pe o cracă de ăsta și atunci am fost lovit cu sac de nisip și pe spate și în spate și la părțile mai sensibile, la testicole, cu sacul acela de nisip și cu ăla de cauciuc. De ăsta mă amintesc și am leșinat. Acolo m-a turnat apă pe mine, am revenit și m-a dus în celulă vreo 10-15 zile, nu m-a întrebat nimeni că cine sunt. Dar de câte ori ați fost bătut? Da, nu, cel puțin de vreo 4-5 ori. O singură dată mă amintesc când am venit de la o bătaie, am fost bătută la mâini, complet. Degetele erau umflate, dar avea să vedea între degete distanța. Și ca norocul că am avut pe polițistul ăsta Bodea, și fetele mă vedeau că aveau deschisă ușa în ziua aia sau oara, că Bodea lăsa deschisă celula ca să le intre aer, că acolo erau, nu știu, vreo 10-12 fete într-o celulă. Și îmi amintesc de Tamara Șerban, o chemat-o,
mi-a spus polițistul, cum o cheamă, că eu n-am vorbit cu dânsa, și-a luat basmeaua, i-a dat-o la polițist, că nu i-a dat voie să vină afară pe coridor, și-a luat basmeaua și m-a legat pe mâini cu basmeaua ei și am ținut compresă rece cu apă până mi-am revenit. Atunci când v-au spart timpanul? Ei, atunci am fost lovit cu palma. De mai multe ori am zis așa și atunci am auzit un sunet enorm și în noaptea aceea am simțit că îmi curge ceva zeamă din urechea respectivă. Cum era celula de la penitenciar? Cât de mare era și ce era? Păi de-abia ne învârteam acolo, nu puteam face nici doi pași sau trei puteam face de la jam la ușă, atât, că era mică. Programul era că ne scolat dimineața, eu nu știu, că n-aveam noi ceasul pe vremea aia, 6-7, dimineața ne dădea câte un terci subțire, atâta că avea, apa era colorată, ne scotea să ducem butoiul cu secrementele noastre ce făceam, să le ducem la veceu, doi inși se duceau acolo, le goleau, că spălau, aduceau înapoi, ne duceam la spălat la o baie acolo și vineam acasă la 12, la 1, la fel ne aduceam mâncare, o mâncare foarte slabă, tot zeamă lungă să ne ajungă, mă rog, un regim de determinare, nu putem zice că carne, dragă, n-am mai văzut, că o bucățică de os sau ceva mai era în mâncare. Acolo eu am nimerit cu teologul care a devenit până la urmă episcop, Hârțea. Eu chiar am dormit lângă el, eram vecini unul lângă altul. Dar cum arăta? Arăta un băiat înalt, solid, bine făcut, un om liniștit care căuta să ne încurajeze, să țină spiritele sus, să avem credere în Domnul Dumnezeu, în Hristos, în Sfântul Anton. Pe mine m-a și lămurit că am ținut 3 zile, adică 3 săptămâni, ziua de marți, ca să nu mănânc până seara, târziu. Și, mă rog, a fost un domn, atât dânsul cât și Maxim. Amândoi erau veniți teologi, proaspeți, nu știu dacă au avut o vechime de un an de zile. La Oradea ați făcut vreodată baie? Ați fost dus să faceți baie? Nu. Și cu ce haine ați stat pe dumneavoastră? Tot cu hainele care au fost arestat. Și cum vă păstrați igiena? Hainele alea? Păi le spălam de când în când cămașa, atât, altceva nu. Ați fost scos la plimbare vreodată la Oradea? Nu. Niciodată. Și n-ați primit nici pachet, nici scrisă? Nu. Și nu v-ați întâlnit nici cu mama dumneavoastră? Nu, nici vorba. Pe maică mi-am văzut-o prin geam. Ce-a presupus reeducarea de la Târgușor? Păi acolo, eu unul am acceptat, mă rog, reeducarea, am participat la citirea articolului de fond din ziarul Scânteia, care era un ofițer, ce știu cine era ăla, vinea din oraș sau de unde și ne ținea cursuri din astea politice. Ba, aveam dreptul și la cărți. Eu, brazdă, fiurtăș, nu mai drept, în care am fost duși la Gherla. La Gherla n-am avut viață lungă, deoarece la Pitești au fost instruiți o serie de studenți care au fost instruiți ca să ancheteze pe toți elevii și studenții în afară de Pitești, la toate pușcările, în special la Gherla, unde a fost doi majoritatea, să ne ancheteze, să spunem pe cine am lăsat noi afară de declarații care le-am făcut înainte de proces. Și acest escroș de studenți n-au făcut altceva decât să ne chinuiască aproape mai rău decât am suferit la securitate.
ne-a pus să ne bătem unul pe altul, să ne dăm pălme, să stăm într-un picior, să stăm cu fața la perete. Pe unii i-a pus să-și mânce fecala, pe alții i-a pus să zică că vorbește cu maică sa, l-a pus să facă piș în gheretă, să zice, uite, ăsta e firul cu care vorbești cu maică ta. Și prostii de au făcut acești oameni cu noi. Timp de aproape vreo, nu știu, 10, 15, 20 de zile. Dumneavoastră, în ce cameră ați fost introdus? Da, păi eu nu știu, în camera comună mare, eram acolo vreo, ce știu, 30, 40 diferite. Și când ați ajuns acolo, reeducații de la Pitești erau deja acolo? Nu erau, au venit după aia. Noi am stat liniștiți în camera aia comună vreo câteva zile. După aia au venit ei. Ei aveau cheie de la ușă, aveau liber pe celulare, intrau dintr-unul în altul. Cine erau? Vă amintiți cum îi chemau? Păi vă spun pe câțiva. Stoian, Livinski, Burlacu, Boieru. Și cum ați intrat în contact cu ei? Când au venit prima dată? Păi când ei au intrat în contact cu noi, că au intrat acolo și au zis că vin de la Pitești și au stat vreo zi, două, așa și după aia au început. Că cum cine sunt ei? Dar cum au început? Prima acțiune a lor? Prima dată au zis că, bă, voi bandiților, voi n-ați spus tot la securitate. Uite, noi suntem aici ca să vă ajutăm și trebuie să declarați tot ce ați uitat și acolo. Și ba da, am rămas, dar partea proastă că deja vroiam noi să-i contrazicem sau să-i prindem, pentru că gardienii și ofițerul Politrucu știau de ei și deja îl luam noi pe Stoian sau să-l prinde să-l bate, că veneau aia și ne duceau, ne băgau la jos, la carcera aia, la negru, cum se zice. La neagră. La neagră. Thank you.